educatori, așa cum ne-am propus în emisiunea trecută la școala, la liceul numărul 2 din Focșani, unde am realizat o emisiune cu doamnele director și cu domnul primar Decebal Bacinski. Atunci domnia sa v-a promis că, că următoarea emisiune va fi aici, la școala pozițională Hipocrate, unde director este doamna profesor doctor Cristina Nedelcu, care ne-a primit, cred că, cu foarte multă bucurie, nu? Bună seara! Bună seara! Bună seara. Bine ați venit la noi! Mulțumesc în primul rând domnului primar pentru această bucurie pe care ne-o face. Dânsul a fost și la deschiderea anului școlar și ne-a bucurat foarte mult întrucât, după o muncă de câteva săptămâni, noi am reușit să aranjăm sălile pe care dânsul ni le-a dat și cuvântul de început de an școlar a însemnat un imbold atât pentru noi cadrele didactice, cât și pentru elevii școlii noastre. Apropo de domnul primar, acum câteva luni, nu, un an de zile, când ați avut voi balul bobocilor, domnul primar ieșea de la Casa de Cultură, unde a fost, sau nu știu ce bal, era un bal. Zică, mă, doamnă, duceți-vă repede să vedeți ce spectacol superb au realizat cei de la Hipocrate. Așa este? Așa este? Și m-a făcut să vin să și într-adevăr un spectacol foarte frumos. Vreau să vă spun, doamna director, domnule primar, că faptul că vin și vizitez aceste școli și îmi dau certitudinea, stimați telespectatori, că într-adevăr Focșani este un oraș foarte serios, cu oameni foarte serioși, implicați în problemele care ar trebui să ne preocupe pe toți în fiecare zi. Și felicitări de la început, îți spun, Cristina, pentru mulțumesc tot ce realizezi aici. Domnule primar, ce aveți de spus într-o apărare a dumneavoastră? Am spus-o și o repet, omul sfințește locul. Așa este. Ce a putut să facă doamna director Nedelcu la această unitate, aproape că nu-ți vine să crezi. Dintr-un vechi cămin, a reușit corozit și murdar, a reușit ce-i drept în câțiva ani, și chiar nu pot să spun câțiva ani, într-o perioadă foarte scurtă de timp, să amenajeze o unitate de învățământ. Tot respectul pentru dânsa, pentru colectivul de cadre didactice, de medici, de asistenți, toți cei care participă la pregătirea acestor tineri, este un lucru deosebit. Cred că și dumneavoastră ați filmat în această unitate. Nu mi-am putut imagina, atunci când mi s-a spus că se va organiza și va aranja acest spațiu, că poate să-l realizeze, să-l organizeze atât de bine, încât nu realizez că ești într-un cămin, practic. Ba, eu puteam să-mi imaginez, pentru că o cunoșteam pe Cristina de mult și cea mai mare calitate, de fapt are foarte multe calități, dar calitatea ei de bază cred eu că este tenacitatea, seriozitatea, când se apucă de un lucru, îl duce la sfârșit. Adică o spun în cunoștință de cauză și încă un motiv ca să te felicit. Acum să nu creadă lumea că eu am fac emisiunea asta ca să stăm să ne felicităm între noi. Nu! Și mă duc acolo unde știu sigur că pot să spun cuvinte frumoase și că tot ceea ce spun pot să demonstrez, oricine vrea să vină, să vadă. Deci nu sunt lucruri pe care le arunc așa ca să fac bucurii celor cu care stau de vorbă, cum poate și imaginează unii. Știți că mai sunt unici care te duc și ei lăudat. Păi dacă oamenii au făcut niște lucruri pe care trebuie să le scoatem în evidență, care sunt un exemplu și pentru alții, nu asta oare este menirea noastră pe pământ? Să ne facem bucurii unul altuia atunci când merităm, bineînțeles, nu? Doamna directoare, chiar a început, când a început să vorbească, a spus că am participat la deschiderea anului școlar. Mi-am dorit să particip la deschiderea acestui an școlar, datorită faptului că această unitate de învățământ a fost întotdeauna alături de primăria municipiului Focșani, a fost alături de comunitatea noastră, de câte ori a fost nevoie. Și în același timp pot să spun că acești copii care termină această școală, în orice clipă pot fi angajat, îți găsesc de lucru, un lucru extraordinar de bun din punctul meu de vedere, pentru că i-am pregătit pentru viață. Și ceea ce face cel mai bine
doamna directoare, pe un cadre de didactice din această unitate de învățământ, îi pregătesc pe acești copii încât să poată să le asigure în viitor. O să rog pe Cristina, te rog frumos, să mai, am mai discutat noi despre asta în urmă cu vreo două luni de zile. Vorbește-ne un pic despre modul de organizare al școlii, că e sfârșitul anului acum, se da, deja se susține examenul de bacalaureat și mulți copii da, pot să vină să se înscrie da, aici. Este sfârșitul anului școlar pentru învățământul tradițional. Da? Mă refer la învățământul tradițional. Da. Noi încheiem anul școlar pe data de 2 august, însă am urmărit graficul de desfășurare al examenului de bacalaureat și perioada de înscriere o începem pe data de 15 iunie și o finalizăm pe data de 31 august, întrucât pe data de 5 septembrie, având locuri la buget, că suntem școală de stat, o să fie un examen de admitere. Specializările care sunt acreditate sunt asistent medical generalist și asistent de farmacie. Examenele finale se susțin la noi în școală și pentru orice informație suntem în fiecare zi, chiar și sunt aici duminica, că asta e, sunt foarte multe de făcut și putem să stăm la dispoziția tuturor. Aș vrea să știu, de fapt, pentru telespectatori, la ce număr de telefon pot să apeleze cei care sunt interesați și nu pot să se deplaseze până aici, de exemplu. 0237-626-768, Școala Post-Liceală Sanitară Hipocrate. Domnule primar, vreau să vă întreb, ați pomenit la început despre, sau doamna director a spus că vă mulțumim pentru sălile pe care ni le-ați, ce a vrut să spună cu acest lucru, ce săli? Pot să răspund eu. Și anume, eu am avut o experiență frumoasă în acești 15 ani de învățământ de când am absolvit facultatea de chimie. Ulterior am absolvit și un doctorat de 5 ani de zile la Iași și am fost foarte încântată că am descoperit oameni minunați cu care încă mai țin legătura, profesori universitari. Și la un moment dat am ajuns la inspectorat, am fost inspector, de acolo am avut foarte multe de învățat, experiență privind partea de organizare mai mult a instituțiilor de învățământ și în anul 2010 am venit ca director. În prima zi, când totul era negru și întunecat, m-am speriat și la două zile m-am dus la domnul primar, dar nu cu mâna goală. Ce cu un album, ce dus o sticlă de whisky? Nu, cu un album. Albumul conținea foarte multe poze. Și am început să-i povestesc. Mai ai albumul? Bineînțeles. Că vrem să arătăm și noi. Albumul este aici și am început să-i povestesc. M-a surprins foarte mult Lenormanda, pentru că eu nu am mai discutat niciodată cu domnul primar până atunci. Bunăvoința domnului primar. Și chiar a avut timp foarte mult pentru problemele care sunt, care erau la acea vreme în școala sanitară și în învățământul sanitar. Și nu-i venea a crede cum o astfel de școală de stat să ajungă în pragul disperării, că asta era. Ei, la două zile am primit telefon și mi s-a spus, bun, depuneți o cerere că trebuie să demarați ceva. Asta a fost primul pas și mă bucur că l-am invitat pe domnul primar astăzi aici ca să pot să-i mulțumesc public pentru mâna pe care ne-a întins-o de fiecare dată. Asta este o realitate, așa s-a întâmplat. Ori de câte ori a fost ceva, am ajuns la domnul primar și a înțeles că pentru a trece la o altă treaptă este bine să mă asculte și să mă ajute. Nu mi-a dat doar soluții, mi-a dat și o formă de finanțare sau mi-a dat alte variante de lucru, da? De a merge la diferite instituții astfel încât să progresăm. Da, este un om minunat și pentru asta îi mulțumesc și transmit locuitorilor orașului că este un partener de dialog și un partener de colaborare foarte bun. Ei, asta am văzut. Nu toată lumea are aceeași impresie. Dacă îi întrebați pe oameni ce cu drumurile astea, dar acum eu glumesc,
că și drumurile au început să fie, adică se vede că se lucrează, da, și deja, dar asta a fost într-adevăr un punct cheie în... Nu se fac toate odată, bineînțeles, în aceeași zi. Noi știm lucrul ăsta. Și de altfel, ce am învățat de când sunt director, că partea administrativă nu este una foarte ușoară și că trebuie să ai și oameni de încredere și oameni care să vor să se implice și nu e suficient să fii de unul singur. Dar vă considerați de unul singur, domnule Vacinski? Asta vreau să spui, doamne directoare. Dânsa, doamne director, dânsa a discutat cu mine, dar de la această discuție până la finalizarea unor lucrări cu bani și așa mai departe, a fost nevoie și de înțelegere din partea Consiliului Local. Și mulțumesc Consiliului Local că a fost de acord. Au votat toți? Da. Să alocăm sume de bani pentru a pune pe picioare această activitate și ca unitatea de învățământ să-și poată desfășura activitatea în condițiile, în condiții foarte bune. Efortul nu cred că a fost chiar atât de mare din partea noastră cât a fost din partea doamnei din punct de vedere organizatoric, pentru că chiar dacă dai niște bani, bineînțeles, cu aprobarea Consiliului Local, așa cum am spus un pic mai înainte, și acești cu forme bani legale puțin, și cu acești bani puțini care au fost primiți, au realizat niște lucruri extraordinar de frumos. Și repet, într-un timp foarte scurt, în 2 ani de zile. Era aici, domnul primar, totuși, o să le arătăm telespectatorilor fotografii cu ceea ce se întâmpla atunci aici. De ce clădirea asta? Sau tot ce era aici era în halul ăsta? Care a fost explicația? Chiar așa am început, omul sfințește locul. Și cu ce asta a fost înainte aici? Internat. A fost internat, dar și școala a funcționat până a venit eu aici. Și funcționa în niște condiții jalnice. Era ceva de... Nu, ce să te faci, să vii să te faci cadru medical când aici era de-a dreptul insalubră atmosfera, nu? Bun. Fără comentarii. Bun, a fost un efort și sufletez foarte mare, pentru că eu nu cred că să mă duc ca director undeva unde mă mănâncă șobolanii, să mai am vise, să mai transform totul. A fost greu pentru tine, nu? A fost o provocare. A fost și o provocare. Mie îmi plac provocările. Da. Spune-mi, da. Știu. Chiar știu. Foarte mult. De ce? Ulterior, de la începând cu anul 2010, mi-am permis să ajung de multe ori la domnul primar să-i spun că pe perioada de caniculă, da, că la noi temperaturile sunt foarte mari, am putea să ajutăm. Apoi orice activitate, noi putem să o susținem și îmi plac provocările. Deci să se înțeleagă de spectatorii, putem să ajutăm în sensul că să colaborați cu primăria, ca în caz de, eu știu, leșină cineva pe stradă, nu, să puteți să organizează, așa, organizează? Se organizează 5 puncte așa, de, exact, pentru a se asigura primul ajutor. În caz, da? De ferească Dumnezeu. În caz, da. Acolo se măsoară tensiunea, da? Li se administrează câte un medicament. Bine, că eu am și medici și întâi purtăm discuțiile necesare și apoi ne trimitem echipajele pe teren. Plus că toate concursurile școlare, spre exemplu duminică, da, a fost Cupa Satorii, a 4-a ediție, unde au participat 500 de elevi și acolo am avut un echipaj alcătuit din 9 elevi și sunt foarte mândră că am fost și eu cu ei și i-am văzut cum lucrează. Și sunt buni. Sunt buni pentru sunt că buni. Aș vrea, da, să știe telespectatorii că este o școală bună, este o școală serioasă, dar este și multă, nu severitate, se face ceea ce trebuie să se facă într-o școală, da, adică nu, da, nu se trece ca gâsca prin apă, hai să o spun așa pe nu. Limba noastră, neaușă, nu? Nu, nu se trece, nu se trece, pentru că eu niciodată n-am trecut ca gâsca. Fără să înveți, bineînțeles. Da. Discuțiile astea noi le-am mai avut și cu domnul Vacinski și la alte școli, pentru că întâmplător face parte dintr-o generație în care chiar tremuram pe la uși pentru notă la examene, nu se dădeau notele așa. Trebuia să înveți pentru orice notă pe care o luai. Asta este situația. Voi ce simțiți totuși? Că vin fel de fel de copii, e o oarecare delăsare în ceea ce privește, da, școala? Da. La început
când începem anul școlar, sunt debusolați. Sunt debusolați. Pe motivul că elevii școlii provin de la colegiile tehnologice și acolo anatomia se parcurge în clasa a 10-a cu o oră pe săptămână. Chimie puțin sau deloc. Și firește că nu au un limbaj adecvat și noi începem puternic, având doar cadre medicale, le este foarte, foarte greu. Bun, dar spuneai că este vorba de un examen de admitere. Cum reușesc să treacă peste acest examen de admitere dacă ei nu știu chimie, nu știu... Ei dau un examen la biologie, da? Un test grilă. Da, care înseamnă anatomie și fiziologie umană. Dar, bun, ei învață pentru acel examen, care este un filtru foarte important. Însă, ulterior, le este foarte, foarte greu. Și ce facem? Începem cu testele inițiale și apoi începem alfabetul acestei școli. Nu este foarte ușor, dar reușim ca în semestru 2 să vedem progres. Și sunt copii care pleacă din școală, că nu reușesc să facă față? Sunt, dar nu foarte mulți. Dar nu foarte mulți. Da. Repetenți ați lăsat vreodată? Lenormand, ți-am spus, eu am făcut școala și facultatea și ce am mai făcut eu și chiar am învățat. Și așa am fost învățată. Pentru că sunt profesor de chimie și eu dacă greșesc o concentrație la o soluție, da? În primul rând îmi fac mie un rău și apoi fac rău celor din jur. Sigur. Bun. Ei, așa îi învăț și pe ei. Astfel încât am exmatriculat 38 în semestru 1. Au fost foarte bine. Pe motivul că nu au dat pe la școală sau au crezut că dacă vin așa pe la final și sunt adulți, ne înțelegem bine, reușim să mergem mai departe. Ei, nici chiar așa, pentru că este o meserie de viitor și acum a spus și domnul primar, dar în această meserie trebuie să pășești cu dreptul și nu cu stângul. E o meserie care implică multă responsabilitate, foarte exact, multă responsabilitate. Exact. E vorba de viața oamenilor, nu? Mai ales că în toamnă am ajuns la domnul director Mândrila, de la Spitalul Județean. E adevărat că eu niciodată nu mă duc fără să mă prezint și să-mi prezint problemele. Așadar, i-am prezentat și dânsului o problemă, anume un spațiu pe care îl doream pentru elevii școlii, un vestiar. În spital? În spital, da, unde ei să se schimbe, să-și lase pachetelele, genții și așa mai departe și să intre în secțiile respective așa cum se cuvine. Și mi-a dat. Și în 2 săptămâni am promis că este spațiu gata și așa a fost. Deci este un spațiu la spital? Este care un spațiu al școlii sanitare. Da. Am și aici pozele, cum l-am luat. Vă închipuiți cum l-am luat, că eu sunt omul potrivit să iau un fel. Și cum l-am transformat. Și asta spun. Eu sunt deschisă pentru orice să fac, da? Indiferent că poate și domnul primar uneori era plin de problemele altora, mă mai duceam și eu, dar mă duceam și mai spuneam și în glumă, e adevărat că iar vin la dumneavoastră, dar ce să fac? Asta este. Și pentru caut să le creez condiții foarte bune de învățământ, condiții de efectuare a stagiului clinic, da? Dar și ei trebuie să dea ceva pentru ei, nu pentru această unitate. Cred că la copii, la elevii care vin, categoric, la persoane care învață aici. Elevi. Domnul primar, este stresant vânzoleala pe ușa dumneavoastră, că toată, nu vine nimeni să vă întrebe, domnule Baczynski, ce mai faceți? Vreau cu tare, vreau cu tare, vreau cu tare. Să lăsăm asta. Păi nu, de ce să lăsăm? Eu vreau să vorbim altceva. La început am spus că mulțumesc acestei școli pentru ajutorul dat comunității. Imediat după ce doamna directoare a preluat conducerea acestei unități, aveam obligația în perioada de caniculă, în perioada de iarnă, atunci când se dau acele avertizări, să creez niște puncte de prim ajutor. În municipiu am creat 5 puncte de ajutor, de prim ajutor, să spunem, și cel care se ocupă de treaba aceasta, am discutat cu doamnul director Nedelcu, ne asigură personal, sincer să vă spun, am avut emoții.
Și ezitări, probabil, nu? Zis, da, pentru că ce se întâmplă? Vorbim de viața oamenilor. Nu poți să faci compromisuri în astfel de situații. După prima acțiune pe care dânșii au inițiat-o, am ajuns la concluzia că nu poate să fie ceva mai bine decât ce au făcut dânșii. În primul rând, seriozitatea copiilor. În al doilea rând, modul în care erau prezentați. Să vedeți ce impecabil sunt îmbrăcați, ce aparatura necesară unor astfel de intervenții aveau la ei. Adică totul era perfect. Nu am avut nimic de reproșat și nu cred că un cetățean din municipiul Focșani a avut probleme în aceste perioade destul de grele pentru comunitate. Nu am avut o manifestare în Piața Unirii cu mii de oameni, cu sute de oameni, la care dânșii să nu fie prezenți. Nu aveam unde să le organizez. Ori organizam un cort, ori în incinta primăriei, la intrare acolo, le-am organizat pentru că de fiecare dată au dat dovadă de seriozitate și de un lucru extraordinar, de omenie. Vorbeați despre aparatură. Aveți aici, ai aici tot ce trebuie pentru... Da. Aparatura, ai cumpărat-o din fonduri proprii sau tot cu ajutorul primăriei? Sau era aici important când ai venit? Important e cu aveți. Bun. Era aici când ai venit? Adică... 40%. 40%. Da. Să înțeleg că ai mers, să înțeleg că ai mers după sponsorizări, da? Da. După sponsorizări și... Dacă m-ai provocat, pe unde am ajuns, să nu am dai nume așa, de firme, însă, nu, să nu dai nume de firme. Nu dau, am spus, haideți, vă rog, haideți să deschidem porțile raiului astăzi, haideți, vă rog, că toate se contabilizează undeva, că așa e nevoie. Este. Și aici este cumva un circuit închis. Noi îi pregătim, ei se angajează, de acolo de unde eu am fost să cer diferite produse, da? Consumabile și așa mai departe. Și da, ai găsit, și au fost oameni binevoitori. Ai găsit uși deschise, dar ai găsit și uși închise. Asta e. Păi, sunt unii care chiar n-au de unde să dea. E o situație, da, pentru că e criza asta rugat. Care i-a bulversat pe toți, nu? Și pe voi, și pe dumneavoastră la primărie, domnule primar. Hm? Cum stați cu banii? Apropo, trebuie să vorbiți despre bani, chestii care mi-e foarte antipatică, dar asta e viața. Nu, trece pentru o perioadă destul de grea. Încercăm totuși să facem față nevoilor, necesităților. Chiar înainte de a începe emisiunea discutam aici că nu mai avem forță de muncă la salubritate, la spații verzi. S-a redus numărul personalului aproape de 5 ori. Este foarte greu ca să poți asigura aceste servicii, dar încercăm să ne descurcăm. Asta este situația, cu ei să ne plângem. Iar cetățenii care vin, săraci nu mai au unde să ajungă și vin la noi, într-adevăr, să ceară o mână de ajutor. Mi se pare corect, cam asta este rolul unui administrator a unei comunități, să înțeleagă oamenii și dacă are posibilitatea să-i ajute. Ceea ce este cel mai important este că doamna director spune dânsa că vine, dar până nu-și rezolvă problemele, nu scap de dânsa. Și asta mi se așa pare... Așa e, da? Este un foarte bun negociator, doamna director. Este un foarte bun, e un om foarte ordonat și echilibrat. În viață trebuie să știi să ceri, dar și modul în care îl ceri și modul în care te adresezi contează extraordinar de mult. Categoric. Și poate de cele mai multe ori cu această treabă. N-ați spus niciodată când ați zis, aoleu, iar vine doamna asta de la școală, aoleu, spune că nu sunt aici. Nu. Vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat. Nu, pentru că v-am spus... Cere lucruri care chiar societatea are nevoie. În momentul nevoie, în care cere am văzut, într-adevăr, ce a realizat dânsa, ce încearcă să facă, cum să spun, nu se mai pui astfel de probleme. Cred că mâine, chiar dacă ar cere o sumă foarte mare de bani, să profită, Cristina, de lucrul ăsta, gata, s-a marcat. Mâine du-te și cere o sumă mare. Fi, dar nu cer, nu, că nu au venit cu niște sume ieșite din comun, așa. Întotdeauna cu puțin și din puținul au realizat câte ceva, dar nu o face pentru dânsa. Știu că atunci când dorește ceva, o face pentru această unitate de învățământ. Banii se contorizează, adică sunt toți, mă scuzați că v-am întrerupt, sunt toți pe hârtii, cu chitanțe, cu puteți să-i justificați oricând, oricum, nu? Normal. Că
Totdeauna când se donează, când se donează, când se dă o sumă de bani, sunt 1000 de întrebări pe delături. Și sunt cât și-a băgat ăla în buzunar și așa mai departe. Bine, nu e cazul la tine. Că niciodată n-am îndrăznit să ajung la domnul primar să cer sume, că nu știu, vreau eu elicopter. Nu. Erau niște chestiuni pe care le-am punctat. Punctuale, da. Ei, ce mai doresc acum să realizez cu dânsii în cartierul vechi, la gară, să... Un dispensar, să încercăm să un dispensar realizăm. Pentru... Da, da, iau da. Un cabinet așa, medical. Un cabinet pentru medical. Practica bun, elevilor. Dacă spațiul să-mi permite, poate voi realiza mai multe cabinete în, la gară, în așa fel încât dânsii să fie cei care o să ne ajute în buna desfășurare. Nu înțeleg ce cu cabinetul ăsta, ce? Dorim... La gară nu avem niciun cabinet acolo. Noi dorim să ne adresăm persoanelor care se află în neputință. Da. Mă refer la pensionari, persoane care au de făcut tratament și nu pot să apeleze la alte persoane care pot să o facă. Și atunci, având acest cabinet, și mă bucur că domnul primar a fost de acord și ne-a găsit chiar și spațiu, elevii școlii, alături de un medic, vor fi acolo, într-un program bine organizat, pentru a face aceste servicii medicale. Și dacă va gratuite merge foarte vor fi gratuite, 100%. Excepțional. Da. Excepțional. Dar unde ați găsit spațiu? Că spunea în zona școlii numărul 7. În zona la parterul unui bloc, probabil, nu? Să vedem. Acum m-am orientat asupra unui punct termic care a fost reabilitat, pentru că spațiul este un pic mai mare acolo și din acest motiv am spus că poate că vom crea 2 sau 3 cabinete. În care să facă practică sau cum se numește, numai cei de la Hipocrate sau și alte, îl folosiți și pentru alte... Zic întâi să-l scriem spațiul. Când vreți să faceți respectiv lucrul ăsta? Acum suntem în discuții, să alocăm bani, să vedem într-adevăr un mic proiect. Acum a fost ideea? Domnul deputat Nica, în campania electorală pe care dânsul a avut-o în anul trecut, a promis cetățenilor de la gară, pentru că cetățenii de la gară au ridicat această problemă, că împreună cu primăria vom încerca să găsim o soluție pentru un cabinet medical. Cetățenii, majoritatea sunt persoane în vârstă și din acest motiv sperăm că va fi un lucru bun. Chiar că este un lucru foarte bun. Da. Chiar că este un lucru foarte bun. Ei, mă uit că trece timpul și n-am discutat o mulțime de alte lucruri, dar și cele pe care le-am discutat sunt sigură că au mers acolo unde trebuie, la sufletul oamenilor care au suflet. Sărăutăcioasă acum, da. Văd acolo ceva cu Florentin Del Mar. De ce e Florentin Del Mar? De ce Florentin Del Mar în școală sanitară? Da, da. Ce caut aici? Avem o elevă de la anul 2, care a câștigat trofeul Florentin Del Mar și la cursul festiv din anul 2011 l-a făcut cadou școlii. Ce frumos! Cum se numește această domnișoară? Lorena Muntenaș. Lorena Muntenaș, care are o voce foarte frumoasă, a fost eleva noastră la liceu de muzică, un copil foarte bun. Așa este, da. Așa este. Și a absolvit școala voastră aici? Nu, nu. Mai are încă un an de zile, da. Vrea să aibă și diploma acestei școli și face și o carieră în muzică și ulterior vrea să se folosească de amândouă diplomele. Să-i ajute Dumnezeu din suflet, mă rog, pentru Lorena, o cunosc bine, un copil excepțional și gestul pe care l-a făcut, într-adevăr, o... Este unul foarte frumos, cum de altfel mai există și o diplomă de excelență pe care mi-au dat-o elevii de la Consiliul Elevilor, adică președintele Consiliului Elevilor, care acum se află la Londra, s-a angajat de 6 luni de zile, este foarte mulțumit. Cei cine de acolo sunt copil? Foarte mulțumiți, George Tătaru, care a fost și olimpic național la engleză, dar am înțeles că datorită unor probleme, el nu a putut să meargă spre o unitate de învățământ tip facultate și s-a înscris la această școală. Foarte frumos, pentru că aici se desfășoară și foarte multe activități. Mie mi-a plăcut grozav, dumneavoastră n-ați fost atunci, domnule primar,
frică, n-ați fost la bazinul. E un bazin de node pe care așa nu știam. Da. În cadrul, n-am voie să-i spun numele, asta este. Dar în cadrul școlii altfel, că așa mi-a rămas mie în minte, școala altfel, ai făcut niște activități excepționale pe care le-am transmis telespectatorilor. Da. Au fost activități foarte frumoase, iar anul ăsta am îndrăznit ca să încheiem și câteva proiecte educaționale, parteneriate, mai bine spus, cu câteva licee din municipiul Focșani, cum ar fi Colegiul Național Alexandru Iancuza, Colegiul Traian Vuia, Colegiul Edmond Nicolau. Și elevii acestor colegii au fost primiți la noi pentru a participa la activitățile pe care noi le-am desfășurat în perioada 1-5 aprilie. E adevărat că au fost foarte multe activități și la final am avut un feedback pozitiv și sper eu că datorită concluziilor pe care le-am extras după acea săptămână și la anul vom face alt fel de activități mai elaborate și porțile vor fi deschise pentru un număr mai mare de elevi. Pentru că suntem aproape la sfârșitul emisiunii, aș vrea să repet, te rog, ce trebuie să facă cei care vor să se înscrie la școala posticeală Hipocrate și să spui în ce constă catedra, adică cum sunt împărțite catedrele care lucrează aici, cine predă, câte locuri sunt în primul rând la această școală. Noi, fiind școală de stat, avem 90 de locuri la buget și un număr de 130 de locuri la taxă. Cât este taxa? Taxa este 1500 de lei pe an. Pe an școlar. Ea se achită în 4 rate. Deci accesibil. Bun, pe baza unui contract. Da, în contractul respectiv sunt stipulate perioadele în care poate fi achitată taxa școlară, iar pentru locurile la buget, însemnând 60 de locuri la asistent medical generalist și 30 de locuri la asistent medical de farmacie, se va susține un examen pe data de 5 septembrie, începând cu ora 10, la școala noastră. În ce constă examenul? Examenul constă într-un test grila, care va fi dat din anatomie și fiziologie umană. El este de 3 ore și după aceea se corectează, se afișează rezultatele, iar cei care nu au reușit să intre în aceste 90 de locuri pot rămâne la forma de autofinanțare. Perioada de înscriere începe de la 15 septembrie, se finalizează se finalizează la 31 august și documentele necesare sunt postate pe site-ul școlii noastre, dar totodată avem afișe și la sediul unității noastre școlare ce trebuie să se rețină, că această școală funcționează în curtea liceului 2, Strada Moldova, numărul 9. Este obligatorie diploma de bacalaureat? Nu este obligatorie diploma de bacalaureat, dar eu sfătuiesc pe toți elevii care sunt deja în școala noastră, cât și în celelalte școli, să se mobilizeze, să ajungă la examenul de bacalaureat, să reușească, pentru că ulterior, ei nu se pot înscrie în ordinul asistenților dacă nu au această diplomă de bacalaureat. Din punctul nostru de vedere al școlii de stat, conform legii educației naționale, noi putem școlariza cu sau fără diplomă de bacalaureat, dar apare ordonanța 84, care la Ministerul Sănătății recte ordinul asistenților medicali din România, li se impune acestor absolvenți, fără diploma de bacalaureat, diploma de bacalaureat pentru a lua certificatul de liberă practică. Bine, mie mi se pare... Eu să fiu ministru la învățământ, n-aș accepta să fie un examen într-o școală ca asta, pentru că e o școală care impune... N-aș accepta oameni care n-au bacalaureatul. Păi, este poate... adevărat, numai că eu am avut cândva o emisiune și în direct și atunci a participat telefonic și domnul ministru Liviu Pop
și am discutat această problemă. Din punctul meu de vedere, ca și profesor acum, văzând ceea ce se întâmplă într-o școală sanitară, cu numărul mare de ore de teorie, cât și un număr imens de ore de practică, da? Îmi pun întrebarea, de ce o diplomă de bacalaureat? E adevărat că trebuie o finalitate la acest ciclu liceal. Sunt întru totul de acord, dar poate sunt elevi, și cu siguranță sunt, că-i văd aici în școală, care nu au priceperea matematicii, nici a chimiei, nici a fizicii, dar sunt foarte buni la ceea ce înseamnă partea asta medicală, da? Pansamentul, să citească o foaie de observație, să poată să facă un tratament, să asigure o gardă și așa mai departe. Și ideea cândva a doamnei ministru Andronescu pentru un bacalaureat de tip 2, da, pentru acei elevi care, datorită condițiilor, pentru că este un ciclu, e un parcurs, copiii care nu ajung să ia bacalaureatul, dacă ne întoarcem în timp, ne întoarcem la clasa 8-a când la capacitate îi iau 2 și 3 și atunci de la 2 și 3 să ai salt de la 6 la matematică sau la chimie, fizică, în liceu, este foarte greu pentru că ei au plecat fără o bază, ei au acest handicap. Și acest bacalaureat tip 2 eu cred că este binevenit pentru că ar da posibilitatea elevilor să meargă la diferite școli, nu învățământ superior, da? Ci acestor școli post-liceale pentru a reuși mai departe. Bun, asta e o altă discuție, nu putem rezolva noi. Eu sper, da, am purtat ceva discuții și sper să ajung mai departe, că e important ca Ministerul Educației să se pună de acord cu Ministerul Sănătății. Deci sunt niște chestiuni, dar cred că nu sunt imposibile. Asta rămâne de văzut, dar mai departe. Plopul face pere și așa mai departe. Domnule primar, sunteți bucuros că ați fost astăzi aici? Știți că am deosebită plăcere să particip la astfel de emisiune. Următoarea emisiune o să o facem la Colegiul Edmond Nicolau? Da, nu am nimic. Dacă n-aveți nimic împotrivă, dar... Aici chiar că mi-a făcut plăcere să vin. Aici chiar v-a făcut. Deci e cu semn de întrebare, Edmond Nicolau. Pentru că acești pași pe care i-am făcut din 2010 până acum au început să dea rezultate. Și rezultatele astea nu acum, chiar de un an, doi în urmă. Și mă bucur pentru ce a putut să rezolve aici doamna director. Pentru comunitate. Este foarte bine, sunteți de acord cu mine că este foarte bine că prezentăm telespectatorilor aceste lucruri pe care unii nu le știu și ce ușor e să arunci cu pietre în lac, e așa, sau într-un pom cu roade frumoase, nu? Să cam întâmplă când lucrul ăsta. Când am început noi să discutăm de la diferite unități de învățământ, am dorit un lucru, să facem cunoscut cetățenilor din municipiul Focșani și din tot județul și așa mai departe, toată lumea, ce posibilități au pentru a-și pregăti copiii în următoarea perioadă de viață. Ăsta mi se pare cel mai important lucru. Adică noi avem 2-3 colegi în municipiul Focșani recunoscute și pe plan național și internațional, dar cred că foarte mulți cetățeni din municipiul Focșani nu știu că în municipiu avem posibilitatea să pregătim copii în diferite domenii de activitate. Și să fim pregătiți bine, vreau să vă arăt ceva și îmi fac mea culpa că nu la început trebuia să stea steagul României pe masă, pentru că ne aflăm în România, pentru cei care ne urmăresc online. Și în România se întâmplă lucruri excepționale, chiar dacă unii nu vor să recunoască. Avem oameni de mare calitate și oameni cu care ne mândrim. Vă mulțumesc din suflet și că ați fost astăzi aici și mai venim. Felicitări! Însă, dacă îmi permiți, Lenormanda, te rog, ai ales o medalie care îmi alină sufletul. Eu am pregătit trupe de dans și în anul 2011 la Băicoi am primit medalia de aur, eu fiind, semnând coreografia trupei respective. Asta e de aur? Da. E de aur? Este primul. Poți să o iau acasă? Nu. Da. Când ne va fi greu, o vom vinde și vom continua ce ne-am propus. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Și felicitări și mulțumim foarte mult. La revedere, stimați telespectatori. Mulțumesc, mai bine.